timpul trece, iar pregătirile sunt tot mai intense. Asta pentru că la Tokyo, Anastasia Nikita deja este așteptată. Cum decurg pregătirile, cât timp se antrenează și ce emoții are campioana europeană la lupte libere înainte de Olimpiadă, aflăm din reportaj. Desigur, îmi doresc o medalie de la Jocurile Olimpice. Acesta este visul meu de mică. L-am dorit încă de când am început să practic luptele libere. Întâi de toate pot să zic că sunt foarte mulțumită de rezultatul pe care l-am obținut, deoarece spatele tuturor acestora este foarte multă muncă depusă și dorință întâi de toate. Sper ca la Jocurile Olimpice să am o prestație cât mai frumoasă. Sunt conștientă de faptul că adversarele sunt și ele puternice, pregătite. La momentul de față suntem acasă, ne antrenăm și pe data de 25 iulie plecăm în Japonia. Petrec în sala de sport în jur de 4 ore pe zi, câte două antrenamente zilnic. Nu mi-e frică de adversare, nu mi-e frică să pierd. Din fiecare pierdere învăț câte ceva. Familia mă susține, oamenii dragi asemenea mă susțin și mă încurajează mereu. Sunt alături de mine în tot ceea ce fac.